Corea de Nord este cel mai bine cunoscută pentru ambițiile sale nucleare, eforturile depuse pentru a construi o rachetă care să ajungă pe continentul american și pentru imprevizibilitatea liderului său actual, Kim Jong-un are de asemenea o reputație negativă pentru oamenii care sunt ținuți captivi, cum ar fi Otto Warmbier, un student american care a fost reținut timp de 17 luni și eliberat de Corea de Nord pe 13 iunie 2017 în stare vegetativă. Studentul a murit la scurt timp după eliberare. Cel puțin 16 alți americani au fost arestați în Corea de Nord din 1996 până în 2017, iar trei dintre aceștia încă se află în custodia țării asiatice. Fiecare situație este unică în felul său, însă sunt niște caracteristici comune atunci când vine vorba despre cum și când Corea de Nord ia prizonieri americani în custodie. La fel ca Warmbier, unii sunt turiști, alții sunt misionari creștini, savanți, activiști pentru drepturile omului sau chiar jurnaliști. Reținerile se petrec în cea mai mare parte atunci când au loc tensiuni între Corea de Nord și comunitatea internațională, însă adesea arestările sunt arbitrare. Otto Warmbier a fost arestat cu trei zile înainte de detonarea primei bombe cu hidrogen de către Corea de Nord. Tony Kim și Kim Hang Song au fost arestați în timpul derulării testelor explozive între lunile aprilie și iunie din anul 2017. Kim Dong Chul, un cetățean naturalizat al Statelor Unite, originar din Corea de Sud, a fost arestat în timp ce Corea de Nord era pusă sub presiune de Statele Unite americane în ceea ce privește violarea drepturilor omului. Nu cunoaștem foarte multe despre cum funcționează sistemul judiciar din Corea de Nord, dar știm că funcționează rapid. Crimele de care au fost acuzați cetățenii americani reținuți includ interacțiuni neautorizate cu localnici, realizarea diverselor activități religioase, spionaj sau, în cazul lui Otto Warmbier, furtul unui poster de propagandă care promova ideologiile lui Kim Jong-un. Scene precum aceasta cu deținuții americani în fața camerelor de filmat este un lucru comun pe care oficialii statului îl fac pentru a-și proteja patria. Îmi recunosc infracțiunea, mărturisesc din nou că îmi pare rău. Sunt ultimele cuvinte ale lui Kim Dong Chul, care a fost condamnat la 10 ani de muncă zilnică pentru acte de spionaj. Niciodată nu ar fi trebuit să mă las ademenit de administrația Statelor Unite să comit o crimă în această țară. Ultima declarație a lui Otto Warmbier, care a fost condamnat în cele din urmă la 15 ani de muncă zilnică pentru că a furat acel poster politic propagandist. Aijolan Mahli Gomez, un fost profesor american reținut și el, a fost condamnat la 8 ani de muncă zilnică pentru că a intrat ilegal în Corea de Nord. Însă, care este logica acestor rețineri și sancțiuni? Este aproape imposibil să ne dăm seama ce se așteaptă Corea de Nord să obțină în urma reținerilor cetățenilor americani și nu numai. O teorie este că se folosește de acest lucru ca o pârghie cu ajutorul căreia să negocieze cu statul respectiv asupra sancționării cetățeanului său. Alții cred că aceștia sunt luați ostatici pentru a consolida personalitatea președintelui Kim ca lider suprem și totalitarist. Forțarea demnitarilor americani să vină la negocierile pentru eliberarea deținuților poate fi un pretext pentru a deschide o cale diplomatică, însă deținuții sunt folosiți frecvent cu scopuri propagandiste. Din motive evidente, Departamentul de Stat al Americii avertizează cetățenii să nu călătorească în Corea de Nord, însă statisticile arată că printre turiștii anual, se află și sute de americani care vizitează statul totalitar. Congresul Statelor Unite ale Americii a luat în considerare instaurarea legislației care să facă aceste vizite ilegale. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!